Comuna Zvârstea este situată în nord-estul județului Suceava, la jumătatea distanței între orașul Suceava și Dorohoi, pe drumul național 29A, la limita între județele Suceava și Vârful Câmpului. Are ca vecini Comuna Zamostea, Adâncata, Hânțeștiu și Vârful Câmpului. Zvoriștea, numită în trecut Dvoriște, este una dintre cele mai vechi localități din Moldova, contemporană cu Descălecatul Moldovei. Prima atestare documentară o avem la 30 martie 1392, în timpul lui Roman Voievod. Ulterior, Zvoriștea, alături de celelalte 7 sate componente ale comunei, vor trece rând pe rând în stăpânirea mănăstirilor Solca, Probota și Moldovița. Începând cu secolul XVIII, Zvoriștea devine sat boieresc, aparținând mai multor familii de boieri, precum Manoliu, familie care a deținut moșia Zvoriștea până în 1945. Și în prezent, în curtea bisericii Adormirea Maicii Domnului din Zvoriștea, declarată monument istoric, regăsim cavoul acestei familii. În această biserică regăsim o întreagă istorie. Într-adevăr, această biserică este zidită pe moșia boierului Petru Cheșu, de el, în anul 1787, iar după o perioadă de timp pleacă la țară, având o ceartă cu sultanul, unde decapitează pe toți principii turci, iar mai departe această biserică, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, rămâne ctitorită de principe Alexandru Moruzi, cu soția sa. Vedem că el este înmormântat în fața bisericii, alături este și soția sa, neavând cruce, pentru că fiind de credință musulmană, poartă cupă. Alături avem cavoul boierului Teodorescu, familia Teodorescu, care sunt înmormântați boierul Manoliu Nicolae, Manoliu Grigori, Pui fiul și alții. Iar aici avem în biserică, avem și mormântul fratrui Alexandru Moruzi, Constantin Moruzi, care a fost decapitat de fratele său pentru a câștiga domnia Moldovei. Tot în această curte a bisericii este mormântat și bunicul George Enescu, preotul Gheorghe Enescu, soția sa. Deși Ministerul Culturii nu a alocat niciun leu pentru acest monument istoric, administrația locală Zvoriștea a găsit o soluție pentru a conserva biserica, care arată ca o mănăstire datorită zidurilor de piatră care o înconjoară. Biserica are catapeteasmă originală și pictura originală, dar a fost deteriorată între timp, pentru că se spune, în timpul războiului a fost foc în biserică. Cine a dat, nu se știe, biserica a fost părăsită. Rămânea doar clopotarul în timp de război. Și ea a fost restaurată doar prin afară, rămâne în continuare între timp să se restaureze și înăuntru. În satul Șerbănești mai există o biserică din lemn datând de la sfârșitul secolului XVIII, declarată și aceasta monument istoric. Acolo se construiește un praznicar cu bani de la bugetul local. La fel și celelalte biserici din comună au primit diferite sume de bani, fiecare după necesități. În ceea ce privește ajutorul financiar, nu a fost an în care domnul primar să nu ne ajute financiar. Cum a putut dumnealui și cum a făcut, dar cert este că ne-a ajutat. Noi acum suntem la jumătatea picturii, deci sunt 400 de metri de pictat la biserica noastră, 200 s-au pictat și anul acesta, datorită domnului primar, avem un buget care ne ajută să pictăm încă 100 de metri pătrați. La nivel de comună, în Zvoriștea s-a pus accentul pe dezvoltarea instituțională. Repere importante asupra care conducerea comunei s-au îndreptat și în mod special în ultimii 10 ani, să spunem, este dezvoltarea instituțională. Și aici fiind vorba de dezvoltare instituțională, atât a școlilor de comună cât și a bisericilor, și consolidarea și renovarea, creare de condiții în privința infrastructurii. În acest sens putem arăta că au existat și există preocupări permanente din partea primarului, a Consiliului Local,
în realizarea unui învățământ de calitate și paralel și realizarea și sprijinirea bisericilor din localitate, tot ca act cultural pentru locuitorii comuni. Acest lucru era firesc datorită faptului că în comună întotdeauna a existat un puternic nucleu intelectual. Din Zvoriștea provin multe personalități în diferite domenii, precum pictorii Ioan Budjoc și Marcel Grădinaru sau interpreta de muzică populară Maria Bararu. Zvoriștenii oricând s-au remarcat atât în apărarea localității și sunt și acum prezenți în realizarea unui lucru deosebit la nivelul. Există agricultură, zootehnie, preocupări generale, preocupări pentru cultură, pentru creșterea, educația copilului și în domeniul sanitar există realizări bune, starea de sănătate a populației este destul de bună comparativ probabil cu alte localități. Deci există un nucleu de intelectuali atât în învățământ cât și în domeniul medical și în domeniul clerical, de ce să nu spunem, la biserici, care toți urmăresc un țel, realizarea unor condiții mai bune de trai, realizarea unor condiții de conștiință, de cultură și integrarea cetățeanului în activitatea localității, că intelectuală dacă nu contribuie și nu-și lasă amprenta asupra localității, exact ca și cum ar trece un nor în perioada de sește și n-ar lăsa un picătură de plaie. Localnicii s-au remarcat și în fotbal, de aceea primăria a amenajat un teren de fotbal pentru echipa locală care începe să adună trofee. Echipa de fotbal care a câștigat seria 1-a din Liga 5-a și a promovat în Liga 4-a. Zvoriștenii se pricep însă și la afaceri. Unul dintre cei mai bogați localnici a început să facă bani cu o firmă de transport internațional, după care a deschis și o pensiune pe un domeniu de peste 5 hectare, unde turiștii se pot relaxa. O investiție privată importantă este și fabrica de pâine, unde lucrează 50 de persoane care reușesc să aprovizioneze peste 300 de magazine din județele Suceava și Botoșani. Însă, investiții majore s-au derulat și la nivel administrativ. Cele mai importante ar fi drumul comunal 54 Zvoriștea-Poiana, care cuprinde 3 sate și a fost făcut prin programul SAPAR, fiind asfaltat 9 km de drum. Al doilea ar fi proiectul care s-a terminat anul trecut, 322 Deo, care cuprinde 4 sate, Poiana, Stânca, Dealul, Buda. În acest proiect s-au făcut 7 km de asfalt, tot cu șanțuri de lat, deci o lucrare, zicem noi, de nota 10 chiar. Mai avem făcut o școală Buda prin Banca Mondială, a fost reabilitată și modernizată absolut cap-coadă. Acum avem în derulare modernizarea și reabilitarea școlii Șerbănești, avem reabilitarea și modernizarea unitatei medico-socială care este în construcție în momentul de față. Probabil că în 2 luni lucrarea va fi gata și... Oricum trece de 10 miliarde de vechi întreaga reabilitare și a durat cam 4 ani de când am depus primul document la regiunea din Nord-Est, la Piatra Neamț. Dar sprijin total din partea domnului primar, am scos-o la capăt și... Asta este mulțumirea sufletească, vom lăsa ceva în urma noastră. Cu bani de la guvern, Uniunea Europeană sau de la bugetul local, Primăria Zvoriștea are în vedere și alte proiecte în perioada următoare. Vreau să reabilitez seriul primăriei, am bani prinși în buget, lucrarea trebuie să înceapă și constă în izolarea din afară a clădirii și revopsirea.
De asemenea, vreau să schimbăm tabla la școala generală Zborștea, lucrare care totuși sperăm că anul acesta să aibă loc. Am pregătit proiecte pentru restul drumurilor din comună. Urmărim ca să se dea drumul la programul 2014-2020 și sperăm că cum s-a dat drumul să prindem acest proiect care ar însemna asfaltarea încă vreo 6-7 km de drumuri și în mare parte am cuprindit toate satele. Cel mai tare și mai tare mă doare de satul Slobozia, sat care este singurul sat din comună care nu are asfalt. Acest lucru însă se va schimba în viitorul apropiat? Obligatoriu, chiar dacă n-aș prinde proiect, până în alegeri promit la oameni că pe banii primăriei fac împrumut, fac ceva și totuși le fac. Vreau să modernizez centrul civic al comunii, de așa mi-am făcut un calcul. Acum o să văd cum mă descurca cu banii, dar vreau să paviez toate trotuarele din centru, în curtea primăriei și în curtea școlii. Căminul cultural e aprobat, am program de reabilitare și modernizare, undeva inclusiv cu amenajări și dotări, inclusiv gard, pavat, totul central, deci sper ca centrul să arate chiar foarte bine.